Cum a fost la Next Big Vlogger? A fost fain. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Ciao! Pog, am glumit! Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar clipul de astăzi este 100% delicat... Delicat? Woohoo! Dedicat galei Next Big Vlogger de la Coca-Cola. Am fost acolo și le mulțumesc super mult celor de la Coca-Cola pentru invitație. A fost o experiență foarte mișto. Mă bucur că am reușit să cunosc o parte dintre vloggerii pe care nu îi cunoșteam personal. Am reușit să-i cunosc acolo și sunt toți oameni super mișto. Nu degeaba au atâția subscriberi, au o personalitate puternică și creativă și pot să zic că prin simplu fapt că am dat mâna cu majoritatea și am schimbat două vorbe, mi-au transmis super multă pozitivitate și... Nu știu ce să zic. Nu știu! A fost mișto, adică am doar... gânduri pozitive și vorbe pozitive vis-a-vis de ce s-a întâmplat acolo. Probabil ați văzut pe pagina de Facebook a Coca-Cola, a fost transmis live, era să zic live în direct. A fost transmis în direct evenimentul, dacă nu puteți să-l găsiți, probabil încă e, nu l-a șters nimeni. Așa, un mic review, a fost foarte bine organizat și deși a fost o atmosferă destul de tensionată pentru că totuși a fost un concurs, a fost o tensiune creativă. Te stârnea acolo, adică, nu știu, după gala ai zis, a, mă duc acasă și fac... Cel... Mă duc acasă și o să fac, nu știu, machiaj de școală cu mâinile legate la spate, habar n-am, sau hai să mergem pe lună, sau ce se află pe Marte, nu știu, chiar foarte mișto. N-am să vă mai țin mult cu ce a fost acolo și ce n-a fost, vă las 4 instastory-uri, atât am reușit să fac 4 instastory-uri și 2-3 poze. Enjoy! Mi-am să te sun la mai frumos. Mergem. Unde? Cu limuzina! Unde mergem? Nu știu! La Next Big! Next Big Bie! Avem la gala Big de Big Next Vlogger! Bună ziua! Sunt în direct! Da, hai că acum! Da, știu că nu prea au sens, însă asta se întâmplă dacă bei prea multe pahare cu suc. O chestie foarte drăguță pe care au făcut-o cei de la Coca-Cola a fost să dea la toți invitații la plecare o poșetă. Nu poșetă, o geantă. Și acum o să fac ce se află în geanta mea. What's in my bag? Care nu-i my bag, că l-am primit cadou. Adică acum e a meu. Deci, asta pe care scrie Romania's Next Big Vlogger. E mișto, e taia de pânză. Bun. Și acum, ce am primit în ea? Că nu mi-a dat-o goală, îți dai seama că nu-i frumos. Doza asta cu, nu se știe cine e următorul vlogger mare din România. Deși dacă mă uit așa puțin, seamănă puțin cu Shelly. Nu? Adică astăzi mai mulți oameni. O cola normală, cu brățară la întold, poate câștig, trebuie să văd care e situația. Dacă nu câștig meniul la Mac și așa... De ce nu? O gola, o Coca-Cola Zero. Și o brățară de piele drăguță. Nu-i de piele. Mă rog. Cu semnul de la YouTube. Foarte simpatic al doua. Adică chiar frumos din partea lor. Și acum partea a doua care e mai interesantă o găsiți pe blog. Intrați pe andreimoldovan.blog. Unde am reușit să realizez un mic photoshooting cu ținuta pe care am purtat-o la eveniment. De ce insist așa mult pe ținută? Pentru că am umblat o săptămână în toate... Pardon, în toate magazinele și toate magazinele, outlet-urile și în toate SH-urile să-mi găsesc ținuta. Am avut o viziune că am vrut să mă îmbrac în old school americană, outfit, cowboy, something inspirat de Coca-Cola. Și într-un final am găsit toată ținuta. Am găsit-o în SH-uri, am dat 1.000.000 pe tot, geacă, pantaloni, tricou, curea, totul, am cadrat într-un 1.000.000, foarte tare, 1.000.000, adică 100 de ron, nu mai urlați la mine că vorbesc în bani vechi, nu, mă scuzați. Și găsiți pe andreimoldovan.blog o mini-ședință foto cu ținuta pe care am avut-o la eveniment și tot pe blog găsiți și un mic interviu cu câștigătoarea galei Next Big Vlogger.
cu Dana Baczynski. Exact același interviu pe care l-am luat și Bianca Adam și Alinei Ceușan și Silve de la Bravo I Steel. Adică eu mi-am format un standard de 4 întrebări pe care le pun de fiecare dată când am ocazia cuiva. Să întâlnesc pe o persoană și îi pun aceleași întrebări și cumva am interesant să vezi cum răspund. Cine pufă e pe aici? E interesant să vezi cum diverse persoane răspund la aceleași întrebări. Chiar e interesant. Eu vă super mulțumesc că v-ați uitat la clip. Nu uitați partea a doua, ci mai interactivă, o găsiți pe blog. Vă urez o zi frumoasă, o seară frumoasă, dimineață frumoasă, nu știu la ce oră vă uitați voi la mine. Și nu uitați, dacă vă place de mine, să-mi dați subscribe. Să văd particule de praf care zboară pe aici. Dacă nu vă place de mine, să mergeți în altă parte. No hate, no drama. Ce mai era să zic? Mulțumesc încă o dată că v-ați uitat la clip și ne vedem data viitoare. Așa că peace out! Uhuhu! Gata, m-am calmat. Servus!